Hei, salut! Sunt Răzvan Dragoș și joc alba-neagra cu România. Eh, dragii mei, nu e ușor să faci social-democrație în România. Dacă ar fi, ar face oricine. Social-democrația se face cu sudoare, cu sânge și uneori chiar cu pumnul în trubinele poporului că bunăstarea românilor nu se mărește atât de ușor cum crede lumea. De exemplu, la Cluj-Napoca niște amazoane de la PSD și-au împărțit niște stângi de la ujulit la doctrină pe regretatul Karl Marx. Protagonistele. Amazona Anca Ciubăncan, consilier local PSD. Amazonuca Angela Sacaliș, secretar departamente PSD. Și Amazonuța Evelina Milia, șefa TSD Cluj-Napoca. Stimabilele au vrut să implementeze cu forța programul de guvernare chiar în sediul PSD Cluj-Napoca și au dat la social-democrație fără să mai aștepte rotativa. Pe scurt, Anca Ciubăncan, o vulpe a social-democrației le-a prins pe căprioarele Angela Sacaliș și Evelina Milia, fumând în sediul partidului, renovat de însăși Amazoana Ciubăncan. Anca Ciubăncan n-a mai putut suporta atâta lipsă de respect față de social socialt-democrație. A scos telefonul și a vrut să le filmeze pe cele două nelegiuite. Moment în care s-a declanșat o mică mineriadă. Amazoanele mici s-au năpustit pe Amazoana Mare ca niște ortaci pe un bucureștian în 90 și i-au împărțit la Social socialdemocrație de sau au umflat sondajele. Nu și la Cluj, că la Cluj PSD e ciuca bătăilor. Ce să mai, a fost o acțiune concertată de sodomizare a Social socialdemocrației care a lăsat urme adânci. Anca Ciubancan cu o coastă fracturată, Angela Sacaliș cu piciorul în gips, iar Evelina Milia cu o pată pe CV. Simțindu-se extrem de lezați în social-democrație, mai marii partidului de la Cluj au convocat de urgență o ședință pentru a împărți sancțiuni. Nu se poate, domne, să ne batem joc în halul ăsta de social-democrație. Astfel, șeful PSD Cluj-Napoca, Ovidiu Săcară, a demonstrat că este un bărbat de stat și le-a aplicat niște socialdemocrație amazoanelor. Anca Ciubancan și Angela Sacaliș au fost excluse din partid, iar Evelina Milia a primit doar un avertisment. Și iată cum socialdemocrația salvează România. Nu știm ce părere are Amazonul PSD, Marcel Ciolacu, despre cum se implementează socialdemocrația în provincie. Dar la cât de mic e PSD la Cluj Napoca, nimănui nu-i pasă de o cafteală între trei socialdemocrate, fiele ele socialdemocrația ușoară. Vă doresc o la revedere frumoasă!